În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, uneori noi trecem prin viață și nu ne gândim la noi înșine. Nu ne analizăm, nu medităm la noi înșine, de ceea ce suntem, ceea ce avem, ceea ce lucrăm. De aceea, Domnul Iisus Hristos ne pune în față învățături sfinte prin care să ne vedem, să ne analizăm, să știm noi în viață de ce trăim și pe ce drum să mergem și cum să viețuim. Așa vorbește în această vreme de astăzi, prin care ne se descoperă nouă acest adevăr al Lui, de la Matei 25, 14 până la 30, unde a semnat Mărturie Dumnezeu cu ceva, și anume, mai este asemenea cu un om care, plecând departe, și-a chemat slugile și le-a dat pe mână avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, mergând cel cu ce luase 5 talanți, a lucrat cu ei și a câștigat alți 5 talanți. De asemenea, și cel cu 2 a câștigat alți 2. Iar cel ce luase un talent s-a dus, a săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multă vreme a venit și stăpânul acelor slugi și a făcut socoteală cu ele. Și apropiindu-se, cel ce luase 5 talanți a dus alți 5 talanți, zicând, Doamne, 5 talanți mi-ai dat, iată, alți 5 talanți am câștigat cu ei. Zisa lui stăpânul, bine slugă, bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Apropiindu-se și cel cu 2 talanți a zis, Doamne, 2 talanți mi-ai dat, iată alți 2 talanți am câștigat cu ei. Zisa lui stăpânul, bine slugă, bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Apropiindu-se apoi și cel care primise un talent a zis, Doamne, te-am știut că ești om aspru care seceri unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat. Și temându-mă, m-am dus de am ascuns talentul tău în pământ. Iată ai ce este al tău. Și răspunzând stăpânul său, i-a zis, slugă vicleană și leneșă, știai că secer unde n-am semănat și adun de unde n-am împrăștiat. Se cuvenea, deci, ca tu să pui banii mei la zaraf și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați, deci, de la el talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, căci tot celui ce are i se va da și va prisosi, iar de cel ce nu are și ce are îi se va lua. Iar pe sluga netremnică aruncați în drumul cel mai din afară, vă va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Iubiți frați creștini, s-a vorbit aici despre talanții dat la cele sluși ca să lucreze. Daruri ce le-a dat. Noi știm că fiecare om are un dar al lui, într-un fel sau altul. Unul are poate mai multe daruri, altul mai puține. Dumnezeu știe cum le-a dat și de ce. Vedem că unul e de 5, altuia 2, altuia 1 și scrie aici cum le-a împărțit Dumnezeu la fiecare darul sau talentul. Zice, după puterea fiecăruia. Așa le-a dat lor,
După puterea Lui îi dă la fiecare. Nu mai mult, nici mai puțin. Dar vrea cu ceea ce dă omul să lucreze. Să pună și el de la el ceva. Aici se spune că au fost talanți de argint. Căci cel ce a avut un talent a îngropat argintul său în pământ. Ce însemna oare în vremea aceea un talent? Oare cât reprezenta? Știți că reprezenta un talent de argint? Era munca unui om pe 15 ani. Ce mult reprezenta un talent. Și ce încredere a avut stăpânul în acei slujitori să le dea. Le dăruiască așa de mult. La al treilea un talent, munca unui om pe 15 ani să-i dea lui să zică, acum administrează-o tu, grijește-o tu, cum știi tu, fă, dar să fie bine. A avut încredere în fiecare. Ce mult le-a dat, ce mult a oferit fiecăruia. N-a zis, nu dau decât la unul sau la altul. Fiecărui i-a dat după puterea lui. Și acum depinde ce face el cu puterea lui fiecare, cum lucrează și ce face. Ce mult contează să lucreze. Asta ne spune Dumnezeu. Cu darul cel ai, lucrează. Nu-l îngropa, nu-l pune în pământ. Știm că fiecare om are un dar al lui. Are o înțelepciune mai multă, altul smerenie, altul răbdare, altul blândețe, fiecare cu darul lui. Și zi darul duhovnicești, mai înalt, despre care vorbește Apostolul Pavel, la evrei sau la efeseni. Vorbește despre aceste daruri ale Duhului Sfânt. Dar ori de care ar fi, Dumnezeu ne le-a dat să lucrăm cu ele, nu să le îngropăm. Dar special a avut Samson în legea veche, un dar. N-au avut oamenii dar ca el până atunci, nici de atunci încoace. N-am văzut oameni așa. El să biruiască un alt popor, un alt dușman al lui Israel, încât să le fie frică de el. Teamă-l un popor la filisteni de el, de un om. Dumnezeu i-a dat un dar special să-l aibă și l-a avut. Și l-a folosit mult timp. Știm cum l-a pierdut darul, prin înșelăciune. Știm cum l-a pierdut, dar l-a avut. Și cât timp l-a avut, a lucrat cu el. Și când l-a redobândit, iar a mai lucrat ceva, dar strigând că Dumnezeu să-i dea iarăși ajutor. Vedem că sunt și vedem astfel de daruri și astfel de lucrări. Au văzut cândva în legea nouă samarinenii dar la apostoli, la Petru și la Ioan, prin punerea mâinilor, prin Duhul Sfânt și făceau minuni. Vedeau ce se întâmplă. Aveau un dar special ei, de Dumnezeu dat, rânduit, și ei dădeau mai departe. Dar un om de acolo, care a fost vrăjitor, Simon se chema, a vrut să aibă și el dar din acesta, să facă minuni, dar a lui dar și putere să o folosească în alt folos. Să exploateze pe alții, să arată cine e el, să fie cu putere, cum a fost cândva ca vrăjitor, să se teamă toți de el. Și venind la Petru și la Ioan, le-a dat bani să-i dea și el astfel de dar, să-i dea și lui astfel de dar. Petru îi spune că darul Dumnezeu nu se cumpără cu bani. Așa îi spune. Se pocăiază de răutatea lui. Că nu se cumpără, dar apostolii aveau acest dar. Și le dădeau mai departe, i-au înțeles cuvântul Domnului Iisus Hristos care zice, în dar a luat, în dar să dați. Și au făcut asta.
Dar acest dar nu se cumpără cu bani. Dar este, există dar, există talent în fiecare, dar de la Dumnezeu. Dacă vrem tot așa, ne întoarcem la legea veche, când zidesc în pustie cortul mărturiei, Moise primește la Dumnezeu tot cum trebuie să-l facă, planul întreg, dar trebuiau oameni pricepuți să realizeze după plan. Dumnezeu îi spune, uite, îți dau doi oameni pricepuți să-i conducă pe ceilalți. Au de la mine dar. Iată, Dumnezeu i-a spus pe cine să caute și să pună care au dar. Talent, zicem noi câteodată, dar aveau dar de la Dumnezeu. Erau meșterii Bețaleel și Oholiab. Au fost aleși în mod special, ei să se ocupe de construirea templului. Meseriași, cum am zice noi azi, foarte, foarte pricepuți, cu dar de sus, cu dar de sus, la Dumnezeu dar. Și asta o citim în Sfânta Scriptură. Și noi putem zice că avem multe daruri. Fiecare în parte poate zice și o pot asta sau asta sau asta sau asta, poți zice multe. Dar oricând zici, nu uita ceva. Să lucrezi cu darul tău, să-l înmulțești, să nu-l îngropi. Și să o faci cu credință în Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Așa să faci și să nu uiți de unde este darul tău. Că dacă uiți, nu-i bine. Și de ce insistăm pe asta? Ai dar, dar tu zici, da, le-am că de la natură. Le-a pus Dumnezeu în tine. Nu le-a pus, nu a venit din afară de undeva, din jurul tău, nu a venit. Te-ai trezit că le ai. Nu ți le-a dat o apă, sau un pom, sau altceva, sau un munte, ci sunt tine. Vezi că sunt tine. Te-ai trezit cu ele că le ai. Le-a pus cineva. Și de ce să nu te mândrești cu ele? Să te lauzi că cine ești tu? Spune așa Sfânta Scriptură, ce ai și n-ai primit? Ce ai și n-ai primit? Nu ți le-ai pus tu. Nici cei din jur, nici din afară, nu știu ce. Sunt în tine. Poate au fost cultivate, lucrate, cizelate și au crescut. Dar le ai și acum lucrează cu ele, fără să crească, să fie, lucrează cu ele spre slava lui Dumnezeu, că ți le-a dat, vezi de unde le ai și de ce trebuie să lucrăm cu ele bine. Și de ce să lucrăm doar bine? Ne cere undeva Sfânta Scriptură să facem așa ceva? Ne cere, coboară la cele mai simple lucruri până la cele mai înalte. Zice, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, le faceți toate despre slava lui Dumnezeu. Așa grăiește Sfânta Scriptură. Dă slavă celui de sus că ți le-a dat. Și apoi, cu darul cel ai, lucrează. Nu să doar să te mândrești că cine ești tu, sau să faci rău prin darul care îl ai, că nu-i bine. Luăm un exemplu. Ești în viață. Ți s-a dat viața asta. Ai la îndemână timpul în care trăiești. Folosește-l bine acest timp. E grozav dacă îl folosești cum trebuie. Zice Pavel, poate am fost în trecut răi. Poate am fost mândri, nedrepti, poate am fost înșelători sau altceva, sau hulitori, nu contează cum. Ce ai fost? Dar de acum înainte și ce să faci? Ne spune natural la plural, ce să răscumpărăm vremea că zilele sunt rele. Ce n-ați făcut, faceți mai departe acum și împliniți, și împliniți. Așa ne spune. Și de ce? Trecutul s-a dus. Prezentul
E secunda care acum iar devine trecut. Dar viitorul oare știi cât va fi? Nu știu. Că nu ești tu stăpân pe el. Doar te trezești și zici, oarecum? De eu pot să mă duc de aici. Te poate prinde o boală și te duci, știi că te duci. Sau nu te, nu mai știi că te-ai dus, numai că te-ai dus. De aceea până poți răscumpără vremea și timpul folosește-l ca să poți înmulți talanții și înmulțește spre a sluji la oameni și spre a sluji lui Dumnezeu. Dacă vrem exemple, luăm exemple, să vezi cum să folosești ce ai. Exemplu din legea veche. Ați auzit de împăratul Solomon? Dumnezeu îi vorbește lui și spune ce cere el, era împărat. Ce vrea ca Dumnezeu să-i dăruiască lui? Oare ce a cerut Solomon? Putea să ceară aur, argint, armată multă, cetăți multe, să-i se supună toate popoarele. El a cerut ceva mai simplu. A cerut și a zis, Doamne, dă-mi înțelepciune să pot conduce acest popor al Tău, să poată sluji, să-i ducă bine. Vedeți ce a cerut? Minte bună să-i conducă bine. El, cel de sus, să slujească celor de jos. Doamne, dă-mi dar, dă-mi talent să-l pun în slujba celuilalt. Că atunci prin el câștigă altceva mai mult, că Tu-mi dai, Doamne, că Tu răsplătești în sutit și în mii. Vedeți cum a cerut și ce să facă? A luat aminte la ce stă în față, la ce stă în viitor. Ce să primească și apoi ce să lucreze cu el. Noi vrem de multe ori, sau nu zici, vor să aibă multe. Nu-i păcat să ai dacă ai cu Dumnezeu. Nu-i păcat. Luăm un exemplu din legea veche. Am auzit despre Avraam din legea veche. Am auzit vorbindu-se. Era bogat. Avea pe lângă casa lui, ca ajutoare, 318 persoane. Slujitori, slugi, mulți avea, dar erau a lui. Dumnezeu i-a dăruit să aibă, avea și credință multă, i-a dat și avere multă. Dar atunci când Lot este luat rob de alți regi și dus, era în Sodoma și Gomora, și dus ca rob, el și toți ai lui, ce face Avraam cu averea lui și cu slujitorii lui, ce face? Se pornește să-l elibereze pe Lot. Își pune viața în primejdie, el, cu darul lui, cu ce avea el, cu tot ce avea, se pune la dispoziție să-l elibereze pe acela. Nimeni nu l-a trimis, n-a zis nimeni du-te, ci s-a dus el. A ales el cu darul ce l-avea să slujească, să-l facă liber iar pe Lot. Și a reușit. Dumnezeu era cu el. Dar iată, și el era cu Dumnezeu. Și vedem că își pune la bătaie tot ce avea, lucrând cu darul lui, cu talentul. În așa fel ni se spune și nouă. Cu ce ai? Lucrează și fă. Să nu ți-l îngropi. Că nu-i bine. Vedem, dacă am zis că un talent era ca valoare, munca unui om pe 15 ani. Cel ce a îngropat talentul, a îngropat munca unui om pe 15 ani. Nu i-a apăsat. N-a vrut să lucreze. N-a vrut și leneș. Deci două lucruri deosebite. Și viclean și leneș. Nu i-a apăsat. De ce să nu stea? A stat. Și a zis, dau înapoi la stăpân ce mi-a dat și nu mă interesează. Dar câtă încredere s-a investit în el, ce putea face cu darul primit, nu s-a gândit.
Și mulți sunt care azi fac ca primii doi, cu darul primii lucrează, pentru ei și pentru alții. Și sunt care și nu apă darul, nu-l folosesc. Și n-ajută. Și nu-l înmulțesc. Vedem ce a cerut Solomon, ce să facă cu darul, să slujească. Vedem ce face Avram cu ceea ce avea, pune în slujba altuia. Dacă David a avut dar de a cânta și de a scrie psalmi, David a scris psalmi și avem psaltirea. Dar David a și cântat psalmii lui. Să știți? N-a zis doar scriu. El care e ce? Și cânta. Când a dus chivotul legii, să-l aducă în Ierusalim, cine credeți că a cântat? În frunte. David. El cânta și juca acolo de bucurie. Dai exemplu. A avut dar și l-a folosit. Vedeți de unde avem noi psaltirea lui David? De la el. Putea să nu facă, să-și îngroape talentul și darul, dar n-a făcut-o. Și el atunci, că a scris, a fost una, dar l-a și cântat în fața celorlalți, dându-le pildă de credință, de dragoste, de slujire. Așa a făcut. Nu și-a îngropat darul, talentul. De avem și noi să nu-l îngropăm. Dacă Iosif cel vândut în Egipt, îl vedem acolo, între străini, pedepsit, urgisit, amărât, închis în temniță. Dar darul ce l-a avut, nu și l-a îngropat. Avea credință și avea în el. I-a fost dar al lui Dumnezeu acolo pus și a ținut-o și a fost lucrătoare. Și în temniță, iată, ajunge peste toți acolo în temniță. Și apoi după faraon cel mai mare. Și când vin frații la el, iată, el e de toate și apoi aduce acolo să n-aibă parte de suferință sau de lipsuri. Asta face el. Sau un totul Iosif din legea nouă, oare dreptul Iosif n-o ia pe Maria la el? Când i-a spus îngerul să o ia, a luat-o. I-a spus să meargă în Egipt, s-a dus în Egipt. Avea el dar de la Dumnezeu, nu l-a îngropat, l-a înmulțit, a lucrat cu el. La fel una Iosif, arimateianul, și el are dar, care avere. Dar darul folosit îl pune în slujirea altora. Nu el oare își dă mormântul pentru Iisus Hristos? Nu el cu Iosif aduc tot ce trebuie pentru o îngropare și fac toate? Ba da! Dacă au avut dar și material și spiritual, ori de care ar fi, să nu-l îngrop, să-l folosești cum trebuie, că atunci e bine. Citeam un exemplu cândva, era un om bogat și pe vremuri cum s-a adunat bogăția? S-a adunat bani mulți, puneau în pivnițe și acolo adunau arginții și mergea mereu să-și vadă. Un vecin mai sărac îi spune într-o zi, te rog, nu mă lasă să-ți văd și eu arginții. Și ba da, haide. Era bine închisă temnița și păzită. Merge, vede, după ce iese, zice, la cel bogat, să știi că precum ești tu de bogat, așa sunt și eu. Și întreabă acela, păi cum că nu s-ai tăi? Ce nu-i? Dar i-am văzut ca tine. Și precum tu nu-i folosești la nimic, tot așa nici eu. Tu o să mori, nu mai ai adunat și pui acolo. Nu mai lucrezi nimic cu el, cu ei. I-ai îngropat acolo în pivniță și acolo să stea. Tot așa și eu, deși zici că nu s-ai mei, doar i-am văzut. Cum s-ai tăi sunt și ai mei? Nici eu nu fac nimic cu ei. Nici tu nu faci. Ce faci cu ei? Acela s-a pus pe gânduri. Zice, i-am, îi văd. Dar într-adevăr nu lucrez cu ei. Acesta a zis că îi are cât mine, doar că i-a văzut. Oare să nu fac eu nimic cu ei, să nu lucrez? Să fiu chiar așa, nelucrător? Și amintește și el de exemple din Scriptură de oameni care au lucrat și s-a pus pe lucru. Dar acel om i-a dat o lecție să știe.
Dar până atunci n-a lucrat. A avut cu ce, a avut unde, dar n-a lucrat. Și un alt exemplu mai simplu. Era cândva într-un sat un om, fierar, se ocupa cu de toate. A făcut multe lucruri, multe, nici el nu mai știa câte. Și atodată năvălesc barbarii, vin și îl leagă în temniță și îl închid acolo. L-au pus în lanțuri și a încercat el noaptea lanțul să vadă unde găsește o slăbiciune la vreo verigă să se deslege. Era fierar. A căutat și n-a găsit și a zis așa, ăsta e lanț făcut de mine. Era lanț bun. Că el făcea doar lanțuri bune. Nu să se rupă a doua zi sau a treia zi, ci să țină. Să fie la om de folos mulți, mulți, mulți ani. Nu doar așa, să țină cât țin banii lui. Și s-a gândit atunci, nu mă mai gândesc la lanț, ci o să mă gândesc să vedem cum e prinsă veriga la mână sau cum e prinsă în perete. Acolo doar mă gândesc cum să lucrez, să scap de aici. Dar a zis, lanțul e bun. E bun. Și a avut timp să caute iar fiecare verigă toată noaptea și a zis, bine l-am lucrat, bine. A avut un dar de a lucra și a lucrat bine. A scăpat de acolo scoțând cumva lanțul din zid, dar a căutat acolo unde se putea și n-a fost ca lumea a făcut. Acolo. Dar ce a făcut el și a făcut cu dar, iată, a văzut chiar el. Și s-a admirat pe el, ce bine că fac totuși, am lucruri bune. Aici am fost legat, dar alți oameni îl folosesc la ceva bine, se pot baza pe ce am făcut eu. Și bine așa. Dacă ne uităm la minunile multe ce se fac în lumea aceasta, văd Dumnezeu minuni și lucrează cu oameni, este deosebit, deosebit. Și vezi și în lumea de lângă noi multe daruri și multe minuni ce se împlinesc. Un om ce se ocupa cu studiul naturii, iată s-a dus în junglă să vadă multe, era de demult. S-a dus acolo și când a venit a povestit ceva, zice, vă spun ce, n-am crezut, dar am văzut. Și zice, ce ai văzut și n-ai crezut? Ce uite, am văzut un elefant, n-avea decât o jumătate de trompă. Da, n-a murit. Și m-am mirat, cum de el mai trăiește? Și m-am dus, l-am urmărit să văd ce se întâmplă. Și am văzut ceva. Ceilalți îi aruncau mâncare în față, gata, ruptă. Ori crengi, ori iarbă sau altceva, să mănânce și el. Și ce el, eu am văzut și eu mărturisesc. Eu care sunt cercetător, nu m-am dus acolo să inventez. Și a rămas din de ce au făcut acele animale ele. Cele ce aveau, dădeau la cine n-are. Avea cineva un dar și era cu sănătate, s-a dus să ajute pe cel ce nu are. Ce important este. Avem sănătate. Oare ajutăm pe cei ce n-au când putem? Oare ajutăm? Important este să știm că suntem chemați la asta, dar doar dacă vrei. Din cei descriși în Evanghelie, doi au lucrat cum trebuie, dar au și fost răsplătiți după truda lor. Că stăpânul care dă nu-i rău, nu este aspru, ci drept și corect și bun. Putea să zic că voi ați lucrat, sunteți slujitorii mei, doar vă mulțumesc și vă laud, nu vă dau nimic. Plata voastră care este? Că sunteți slujitori ai mei. Sunteți ai mei, vă pot vinde că vreau, vă cumpăr când vreau, sunteți ai mei. Dar le-a dat la fiecare ceva în plus. Le-a dăruit, îi face bogați pe ei. Vedem ce le spune, să intre în bucuria Domnului lor, deosebit lucru le spune lor.
la cei doi, căci aceea fiecare cu puterea lui a lucrat. N-a stat deoparte, nici n-a stat rece, ci a lucrat. Unul în ziua de azi poate are un dar. Unul are un dar și o înțelepciune multă, să învețe pe alții. Altul e un meșteșugar deosebit și o face. Unul în electronică, altul în sănătate, fiecare unde este. Unul desenează frumos la altceva. Unde ești, lucrează cu darul tău, înmulțește-l și slujește cu el. Că așa este bine, dacă le faci toate spre slava lui Dumnezeu, atunci este bine. De n-a făcut așa, rămâne valabil ce a spus Pavel, răscumpărați vremea că le sunt rele, să facem de aici înainte. Ai uitat, dar nu uita de aici încolo. Mulți oameni uită să fie credincioși. Și încheiem cu un exemplu. Era cândva un filozof și el nu credea în Dumnezeu. Nu prea îi păsa de Dumnezeu. Lasă, lasă. Iată-l, trece de prima tinerețe cu bine. A găsit înțelepciune și a zis el și cunoaștere multă, dar n-a vrut să-l cunoască pe Dumnezeu deloc. Într-o zi cade la pat. Îi se spune, vezi că nu mai ai multe zile. Vezi. Un prieten credincios vine la el, cercetează, ce prietene, îi necaz acum, că tu, așa zic toți și doctorii ce te consultă, că te duci de aici. Ce faci? Și ce să fac? Și ce fac? Să-mi cauți un preot să mă spovedească, să mă împărtășească, să nu mă duc așa din lumea asta. Păi bine, dar tu ce devii credincios acum? Și știi ce, dragă? Până am fost sănătos și au fost bine, o fost bine, dar acum când e greu și mă duc la Dumnezeu, acum nu-i de glumit. Știi, aici mă duc singur. Nimeni nu mă poate opri aici. M-aș opri eu singur, dar nu pot. Eu am zis că mă poate toate, dar că nu le poate pe toate. Omul e tot puternic, el face toate, le clădește și le dărâmă, dar că nu poate. Uite, nu pot să mă opresc, să mă duc dincolo. Cum să nu cred? Mă văd așa de slab, neputincios. Parcă lumea m-a lăsat. Nu vezi. Și tot ce am aici, las. Și mă duc fără nimic. Fără nimic. Cum să nu cred acum? A dus, s-a mărturisit, s-a împărtășit toate. Aștepta să plece. Dar, ca și totdeauna, se întâmplă minuni. Și a revenit. Erau bucuroși. În o zi îmi întâlnește prietenul pe stradă, dragul meu, mă bucur că ți-ai revenit. Totuși, uite, văd că ești bine. Dar cum stai cu credința în Dumnezeu? Și zice el, dragul meu, te rog frumos să mă lași în pace cu asta. Păi, dar ce, n-ai zis tu atunci că ești credincios? Și uite, te-ai mărturisit, te-ai împărtășit, cum vine asta? Dragul meu, zice el, știi ce? Atunci a fost la caz de boală, acum iarăși bine. Mulți, când le este bine, uită, uită de Dumnezeu. Sunt care nu uită, dar sunt care uită. I-a fost bine și acel cu un talent. A primit mult, mult dar. Mult a primit el. Multă încredere, multă avuție. Dar mult, mult, mult a primit. Și nu s-a folosit ele, că a fost viclean și leneș. Nu i-a păsat de stăpânul său sau de altceva. Nepăsător. Ca și acela care zice că nu mai pasă de Dumnezeu. Dar când va veni vremea să plece, oare ce va face? Și noi am primit fiecare un dar. De la Dumnezeu, dar. Care îl avem? Să-l înmulțim. Care îl avem? Să nu lăsăm deoparte. Și precum a lucrat cu darurile, ce amintiți până acum aici. Și noi să lucrăm. Să le înmulțim, le punem în slujba oamenilor, că prin ele slujim lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne dă plată multă în cer și zice să intrăm în bucuria Lui și ne pune acolo, interesant, ne dă loc în cer. Dar lucrează cu darul tău și loc în cer ai asigurat dacă lucrezi.
crezând în Dumnezeu. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Avem într-o cântare mai lungă, ceva deosebit, dar să cântăm din ea doar trei strofe și apoi plecăm acasă. Trei strofe și apoi mergem acasă cu bucurie. Pagina 985, 269. O măicuță sfântă, Oh,
binecuvântat este rodul vântecelui tău, care născut nouă pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Prea înălită, pururea fecioară, durul căciunile noastre la Fiul tău și Dumnezeul nostru, și roagă să se înmuiască pentru tine sufletele noastre. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție! Dumnezeu să primească Sfânta Slujbă și să vă binecuvinteze în vecii vecilor. Amin. Până prin